Bună, prieteni, și bine v-am găsit din nou pe canalul meu! Am decis să fac acest video afară, să schimb puțin scena din spatele meu. Așa că, dacă o să auziți vreo mașină sau câteva păsări care cântă, nu le bagați în seamă. Săptămâna aceasta a avut loc ceva foarte interesant și am vrut să împărtășesc aceasta și cu voi. Scuzați-mă, decioară care cântă foarte tare aici, dar... Deci, săptămâna aceasta, soțul meu a decis să-mi vândă mașină. Și iată că el a postat online și următoarea zi eu eram acasă și el venea de la lucru. El mă sună și îmi spune, uite, cineva este interesat și vrea să vadă mașina ta. Te rog frumos, vino la următoarea locație și acolo o să ne întâlnim cu acest om care este interesat să cumpere mașina ta. Repede m-am îmbrăcat și am mers la locul pe care mi l-a spus soțul meu că trebuie să ne întâlnim. Și lucru interesant este că eu am ajuns la acel loc înaintea soțului meu. Bărbatul care era interesat de mașina mea era deja și el acolo. În timp ce stăteam la volan și așteptam ca soțul meu să se apropie, am observat că acest om, acest șofer, se uită așa mai lung la mine. Sincer, un pic am început să mă îngrijorez. Abia așteptam să vină soțul meu ca să înceapă discuția despre, cu privire la mașina mea. El a coborât din mașină și se uita lung la mine. Și eu am spus, my husband will be here soon, so just wait a little bit. Și el a spus, ok, aștept. În câteva clipe a venit și soțul meu și eu am urcat repede din mașina lui și el a început să-mi prezinte bărbatului mașina mea. Și lucru interesant este că acest bărbat se uită la soțul meu și spune, Sir, this lady looks so familiar. Adică această doamnă îmi pare foarte cunoscută. I watch a girl who looks so much like her on YouTube. Și spune, her name is Dorothy. Și soțul meu așa se uită la el și spune, păi asta e soția mea. Și eu cobor din mașină și el îmi spune, vai, eu te urmăresc de atâta timp, videourile tale sunt așa de folos pentru mine, mulțumesc foarte mult pentru munca pe care o depui. Și spune că foarte mult i-a plăcut videourile mele și le urmărește de foarte de mult timp. Și pentru mine a fost uimitor că din 9000 de subscriberi pe care am acum, exact unul din ei a fost persoana care a vrut să cumpere mașina mea. El era uimit pentru că în câteva din videourile mele vorbeam despre faptul că am fost în Massachusetts, New York și el credea că eu locuiesc pe coasta de est a Americii. El nu s-aștepta ca eu să locuiesc în același oraș cu el. Eu locuiesc în statul Washington. Deci dacă mai este cineva care se află pe undeva pe aproape, nu uitați, scriți în comentarii. Sunt foarte curioasă de unde sunteți și de unde sunt toți subscriberii mei. Deci am vrut să propun o idee. Dacă privește acest video, găsește-mă pe Instagram și fă un scurt video de 5-10 secunde. Hei, salut! Mă numesc Maria și sunt din România. Doar ca să știu de unde sunteți și cine sunt persoanele care mă urmăresc. Și încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru like-urile pe care le puneți la videourile mele, pentru comentariile voastre de încurajare. Ne vedem săptămâna aceasta cu un nou video.